Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Andrada Găroc și vă prezint jurnalul ŞTV. Clădirile de patrimoniu reprezintă un reper în ceea ce privește evoluția istorică a unei comunități. Pornind de la acest lucru, Consiliul Județean Mureș își dorește să reabiliteze trei astfel de clădiri, atât prin obținerea fondurilor europene, cât și prin alocarea finanțării din bugetul județean. Clădirile de patrimoniu vizate de Consiliul Județean pentru reabilitare sunt Palatul Culturii, Muzeul de Științele Naturii și Casa Apollo. Pentru primele două s-au aprobat documentațiile și indicatorii tehnico-economici, suma necesară a lucrărilor fiind de 18 milioane de euro. Amândouă proiectele sunt foarte importante. Palatul Culturii este un simbol al orașului Târgu Mureș, al întregului județ, care este în administrarea Consiliului Județean și în proprietatea Consiliului Județean Mureș și, bineînțeles, este una din prioritățile pe care le propunem ca în anii următori să încercăm să reabilităm Palatul Culturii. Bineînțeles că este foarte important și reabilitarea Muzeului de Științele Naturii, pe care tot o să încercăm să depunem un proiect pe program operațional regional. Consiliul Județean își propune ca pentru cele două obiective să acceseze fonduri europene, iar pentru Casa Apollo se va aloca etapizat suma de 22 de milioane de lei din bugetul județean. Am executat acest studiu de fezabilitate deoarece considerăm că este foarte, foarte important reabilitarea clădirii Apollo și nu numai a clădirii, ci a întregului complex care se află în prezent acolo și în acest fel este executat acest proiect, acest studiu de fezabilitate ca acele activități care se desfășoară momentan în această clădire să nu fie deranjate, deci vor exista în continuare acele activități, dar pe parcurs să fie, bineînțeles, reabilitat. Dacă proiectele pentru obținerea finanțării europene pentru reabilitarea Palatului Culturii și a Muzeului de Științele Naturii trebuie depuse în cel mult o lună, în ceea ce privește reabilitarea Casei Apollo, președintele CJ Mureș susține că se va lua în calcul și un posibil împrumut bancar. Problema creșterilor salariale din domeniul sanitar a stârnit reacții și la nivelul municipiului Târgu Mureș. Astfel, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, Asociația pentru Minți Pertinente a reclamat problema creșterilor salariale din domeniul sanitar efectuate la finalul anului trecut, considerând-o în afara cadrului legal. În 2016, Consiliul Concurenței a declanșat o anchetă la Ministerul Sănătății și CNAS. Chiar dacă demersul a fost făcut în nume personal de Mihai Negrea ca specialist în domeniul managementului sanitar, Ampera a susținut și va susține în continuare acest demers oferind consultanță juridică. Nu o negăm, ci noi contestăm de fapt modalitatea în care s-a făcut. E nevoie de ca medicii să fie mai bine plătiți, e nevoie de creșterea salarială pentru ei. Probabil că e nevoie în continuare, nu doar cea efectuată la finele anului trecut, însă nu fără respectarea unui cadru legal. Mihai Negrea susține că a apreciat intenția guvernului de mărire a salariilor cu 25%, însă a fost total împotriva modului în care a fost realizat. Acesta consideră faptul că CNAS face discriminare față de utilizatorii de servicii, fiind favorizate spitalele publice față de medicii de familie. Guvernul a reglementat ca din fondurile casei, fără acoperire în servicii, deci fondurile de CNAS, Case Naționale de Asigurări de Sănătate, să aloce, eu zic ilegal, dar trebuie să așteptăm o decizie, fonduri discriminatoriu față de toți furnizorii de servicii cu 25% mai mult. Adică, practic, ce se întâmplă? Managerul de spital merge la casă, face o adresă bună, un format tip, subsemnatul Xulescu, cum să zic, Mihai Negrea, manager la spitalul X, am nevoie de atâtea fonduri ca să aloc 25% mărire de salariu. Și casa, pe baza acestui document, îi dă 25%. Amper și Mihai Negrea susțin recalcularea tarifelor pe caz ponderat în concordanță cu realitățile sistemului medical românesc, astfel încât să acopere costurile creșterii salariale, plată gărzilor, nevoia de dotare și investiții în sistemul medical. Mai practic, mai dinamic și cu multiple informații adaptate. Așa se prezintă noul site al companiei AquaServe din municipiul Târgu Mureș, operator în domeniul apei potabile și a apei uzate. Acesta a fost lansat astăzi prin intermediul unei conferințe de presă.
Compania Aquaserv, o companie competitivă pe piața serviciilor publice de apă și canalizare, are începând de astăzi un nou site disponibil pentru toți utilizatorii care doresc mai multe informații legate de serviciile furnizate pe raza județului Mureș. www.aquaserv.ro se bucură de un design modern optimizat pentru toate tipurile de terminale, inclusiv dispozitive mobile cu informații în limba română, maghiară și engleză. Calitatea apei, unde populația poate afla în orice moment care sunt buletinele de calitate a apei și pot afla, practic, apa este potabilă conform legislației, verificată, cum se verifică, care este sursa de apă, toate informațiile cu privire la calitatea apei, care de fapt este cea mai importantă pentru compania Aquaserv. Aceste informații sunt actualizate lunar. Cea mai importantă noutate este posibilitatea creării unui cont client Aqua Online cu o serie de beneficii pentru utilizatori. Faptul că suntem deja cu cardul la purtător ne dă un plus, putem să-l utilizăm și pentru o plată online pentru factura de apă. Aceste plăți sunt validate rapid, adică există și siguranța acestei plăți. Nu trebuie să purtăm banii la noi, nu trebuie să facem alte demersuri decât să utilizăm datele de identificare a cardului în timp foarte scurt. Aceste plăți ne sunt confirmate și avem siguranța că plata s-a efectuat. Un criteriu pentru care compania prefera să implementeze acest serviciu a fost și economisirea din comisioanele bancare, clienții neavând niciun comision în momentul în care utilizează plata cu cardul. Puteți să vă vizualizați în istoric, un istoric al consumurilor. Asta pentru noi 6 luni a fost decizia noastră ca un istoric de 6 luni să reprezinte de suficientă informație pentru a avea o monitorizare. Asta ce înseamnă pentru client? Înseamnă că, zic și eu, oscilație prea mare de consum ne dă de gândit. Da? Deci probabil o să reușim să ne monitorizăm și anumite pierderi, dacă e cazul. Pagina veche de internet a companiei avea un trafic de aproximativ 100 de utilizatori unici pe zi. Momentan există 1950 de utilizatori înregistrați care aveau conturi pe site-ul vechi, iar după estimările companiei, acest număr se va tripla în luna august, așteptându-se la 6000 de conturi create. Cei peste 200 de sportivi sosiți în Târgu Mureș pentru a participa la stagiunea de antrenamente Kyokushin au încheiat întrunirea susținând examenul de avansare în grad. Indiferent de pregătirea și experiența acestora, toți au dorit să culeagă roadele muncilor, obținând o nouă centură. Sesiunea de pregătire intensă a sportivilor s-a desfășurat într-un cadru diferit în afara sălii de antrenamente. Dacă în primele zile aceștia au aprofundat cunoștințele dobândite prin exemplificarea tehnicilor de către Shihanul sosit tocmai din Japonia, în ultima zi aceștia au susținut examenul de avansare în grad în funcție de categoria la care se încadrau. Un examen de centură reprezintă o pregătire de mai mult timp, nu doar în aceste zile. Este o pregătire din momentul în care ai pășit pentru prima dată într-o sală de examen. Trecerea la un alt grad reprezintă foarte multă muncă, perseverență, multe sacrificii, dar de asemenea și foarte multe responsabilități. În funcție de gradul pentru care au optat, sportivii au fost evaluați atât din punct de vedere tehnic cât și strategic. Mai exact, aceștia au susținut examenul de kata, iar mai apoi au avut loc luptele. Domnul din imagine a dorit să obțină încă un dan pe centura neagră, având până în momentul examenului 2. Pentru aceasta a făcut față unei serii de 50 de lupte consecutive cu diversi adversari, scopul acestora fiind testarea rezistenței. Mai urmează vreo 2 examene, 4 dani și 5 dani, care însumează tot ce ai făcut până acum, dar nu mai sunt alte etape sau alte grupuri de tehnice și le-am în plus. Și pe aceea, bineînțeles, la nivel, doar în urma muncii și contribuției aduse la mișcarea Kyokushin națională și la nivel mondial. Și de aceea, examenul de 3 ani, un examen cu simbolitate foarte mare, trecerea unui prag mare, dar și începutul unei alte, cum să zic, etape în care încep să aprofundezi tot ce ai învățat în anii din urmă. Evenimentul a fost organizat de Clubul Sportiv Tiger Budo Târgu Mureș în parteneriat cu Primăria Municipiului. Chiar dacă sunt începători sau avansați în arta Kyokushin, sportivii ne-au mărturisit că această experiență le-a oferit o altfel de viziune asupra activităților. Mai exact, aceștia au făcut diferența dintre abordarea europeană și cea japoneză asupra însușirii tehnicilor specifice.
Peste 650.000 de bugetari vor avea, începând de astăzi, salarii majorate cu 10% și circa 10.000 de români pot beneficia de bani pentru construirea de locuințe sau renovarea cu materiale ecologice prin programul Casa Verde și Casa Verde Plus. Toate acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. Peste 650.000 de bugetari vor avea începând de astăzi salarii majorate cu 10% în sistemul sanitar. Creșterile sunt cuprinse între 294 și 914 lei. Potrivit Ministerului Muncii, în cazul învățământului, azi intră în vigoare 50% din beneficiile prevăzute de noua grilă de salarizare, urmând ca restul să se aplice anul viitor. Tot de astăzi, guvernul introduce un sistem de premiere în sănătate, prin care debutanții vor primi un bonus de 2%. Cuantumul salariilor diferă în funcție de specializare, grad și vechime, și este completat de diferite sporuri. Azi mai intră în vigoare noile indemnizații neplafonate pentru creșterea copilului. Limita minimă este de 1063 de lei, iar cea maximă a fost eliminată de la 1 iulie. Pot beneficia de această indemnizație părinții care stau acasă cu bebelușul cu condiția să fie avut venituri impozabile de minim 12 luni în ultimii 2 ani. Aceștia vor primi 85% din media veniturilor net realizate în aceste ultime 12 luni. Circa 10.000 de români pot beneficia de bani pentru construirea de locuințe noi sau renovarea cu materiale ecologice prin programul Casa Verde și Casa Verde Plus, lansată în consultare publică, a declarat duminică ministrul mediului Cristina Pașca Palmer. În acest mandat am vrut să punem în România niște măsuri concrete prin care să stimulăm o tranziție către economia verde. Ori, economia verde înseamnă că avem mediul în centru creșterii economice. Programul Casa Verde Plus atinge un domeniu important pentru că materialele de construcție au o amprentă de carbon mare în general. O casă ecologică este mult mai ieftină, a spus Cristina Pașca Palmer. Ministerul Mediului a subliniat că programul Casa Verde este unul prin care atât cetățenii cât și autoritățile publice, persoanele juridice, pot să acceseze acest suport financiar pentru a schimba sistemul de încălzire pe panouri fotovoltaice, pe panouri solare. Cea mai căutată plajă a fost și de această dată cea din Mamaia, însă locuri libere de cazare se găsesc cu greu și în celelalte stațiuni. Hotelierii spun că acesta a fost cel mai aglomerat weekend de la începutul sezonului estival. De la un capăt la altul al litoralului nu mai găsești un loc de cazare, iar cei care nu și-au rezervat din timp locuri la hoteluri au fost nevoiți să apeleze la particulari. Cu toții se bucură de apa mării, care are 26 de grade, de soare și mai ales de nenumăratele posibilități de distracție. Kilometru zero al petrecerii este stațiunea Mamaia, unde plajele au devenit neîncăpătoare, seara sunt concerte, iar noaptea distracția continuă în cluburi. Atmosfera este la fel de bine întreținută și în Neptun, Olimp, Costinești sau Vama Veche. Tradiție, folclor și multă distracție au fost punctele de ordine la cea de 12-a ediție a Festivalului Văii Mureșului Superior, care a avut loc pe platoul de la Alei. Ca la fiecare ediție, organizatorii au adus în fața sutelor de oameni prezenți câte o bucățică din tradiția și folclorul fiecărui participant la eveniment. Cele două zile de mare distracție au oferit publicului, pe lângă un spectacol de excepție și bucate tradiționale desăvârșite, care au satisfăcut pretențiile culinare și ale celor mai pofticioși oaspeți. Oficialitățile județului Mureș au luat parte la deschiderea oficială a evenimentului, sublinind importanța majoră a acestuia din punct de vedere al promovării și păstrării tradiției și folclorului autentic. Mureșul este un râu care unește și, în primul rând, asta înseamnă o unire a tuturor comunităților într-un proiect mare comun de promovare a acestei văi, spre binele tuturor locuitorilor acestei văi. Îi felicit pe toți primarii pentru faptul că au fost realeși, le doresc multă putere să-și ducă la împlinire proiectele. Felul în care existăm depinde și de starea noastră de spirit și ea se materializează cel mai bine prin tradiții, prin folclor, prin ceea ce acest neam a produs spiritual de-a lungul timpului. Și această zonă este binecuvântată din toate punctele de vedere, pentru că are și o istorie bogată, fundamentală, în ce privește axis mundiu istoric al României. De la an la an, festivalul capătă amploare, devenind o emblemă de cultură populară a Văii Mureșului. Sunt două motive foarte serioase de mine. Deci, în primul rând, e o obligație. Nu o obligație să porți sportul popular, ci o obligație de a transmite mai departe ce avem mai frumos noi. Românii de pe Valea Mureșului, Valea Gurghiului, tot ce avem în județ. Trebuie, prin purtarea costumului popular, cred că e cel mai ușor să simți românește, să fii patriot. Nu e o rușine să fii patriot astăzi. Este o binecuvântare. Eu îi mulțumesc principalului
pion, respectiv primarului Comunei Răstălița, care este inima festivalului. Le mulțumesc tuturor primarilor unităților administrative teritoriale care participă la acest eveniment, primării care sunt membre ale Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Valea Mureșului și le mulțumesc pentru efortul financiar în primul rând, dar nu numai, pe care l-au depus pentru a asigura organizarea festivalului. Nume mari ale muzicii populare și ușoare românești și maghiare au susținut momente de neuitat pe scena de la Răstolița. Alex Velea la vine a semnat M, sunt doar câțiva dintre cei care au oferit un spectacol inedit sutelor de oameni dornici de distracție. Poiana de pe Valea Ilvei din Lunca Bradului a fost locul în care calitatea muzicii folk și-a făcut locul. Multă muzică bună, o atmosferă prietenoasă, oameni care parcă se cunoșteau de o viață, toate sub auspiciul Festivalului de Arte și Prietenie. Sunetele clare ale chitarelor, tobelor sau ale clapelor care se pierdeau în ecoul serii în mijlocul munților au creat un cadru greu de uitat, lucru ce i-a încântat pe organizatori. Un real succes pentru că muzica care se cântă în acest loc este adevărată, adică vine direct de la suflet către suflet. Aici nu o să vedeți niciodată playback, deci totul este live, totul este real și acest lucru se simte. Munții, apa, tot ce ne înconjoară face acest lucru veridic și ne aduce tot mai mulți admiratori și oameni care vin din toate părțile țării. Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât cunoscutul grup Echo din Reghin s-a reunit special pentru acest festival. Greu, dar credem că am putut transmite publicului emoția provocată de muzica noastră, de versurile frumoase, creații proprii sau ale poetului Adrian Păunescu. Două dintre piese au fost pe versurile lui Adrian Păunescu. Între noi există o simbioză foarte veche și se pare că de câte ori ne întâlnim se reactivează fără probleme și reușim să ne simțim și noi bine. Adică reușim, în primul rând, noi două să creăm între noi o punte pe care pe urmă o putem lega și de public. Ion Ghiuri Pascu, grupul Eco, trupa Krypton, Fără Zahăr, Emerichim, Renji, Mielaco, Daniel Iancu și mulți alții interpreți de muzică folk și nu numai au oferit publicului prezent momente unice. De la eveniment nu au lipsit lansările de revistă sau carte, precum și realizarea de ateliere de pictură. Aici punem punct jurnalului de astăzi. Dacă aveți informații sau imagini care pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știrea@ctv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea ctv. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!